Peste 100.000 de musulmani din România sărbătoresc timp de 3 zile Ramazan Bayram. Pentru prima dată, moscheile au fost goale. Allahu Akbar. E mai dificil, dar asta e, ce să facem. Respectăm regulamentul, cum trebuie să stăm la distanță. Moscheea hunchiară din cartierul vechi al Constanței este inima religioasă a musulmanilor din oraș, unde aceștia se adună la fiecare sărbătoare importantă. Ca niciodată în existența ei, ieri moscheea a fost goală, iar credincioșii lui Allah au făcut slujba afară în curte. Îngenunchiați cu fața către Mecca, enoriașii s-au rugat să scape de coronavirus, să aibă pace și fericire, iar viața lor să redevină ceea ce a fost. Regulile de distanțare socială au fost respectate cu sfințenie. Ramazan Bayram este o sărbătoare în care familiile se reunesc. Anul acesta însă, sărbătoarea este altă. Este mai tristă, normal, de distanțarea asta socială și asta e. Sperăm să trecem cu bine peste. Dincolo de toate aceste restricții, Ramazan Bayramul este o sărbătoare a bucuriei în care gospodinele din comunitatea musulmană prepară dulciuri, baclavale, sarailii și cornulețe. Anul acesta, cei mai mulți le vor lua de la magazin. Bayram, mâncam baclavale. Din cauza la coronavirus, nu vizitam nicăieri. Alam pachet, aducem acasă, stăm cu copilul, cu nevasta. Și vorbim la telefon cu tot la familia, la Turcia și prietenii. Mâncărurile tradiționale ale musulmanilor au dat sărbătorii și o denumire laică, Sheker Bayram, adică Bayramul dulce care reunește toate familiile musulmanilor. În contextul actual, aceștia vor sta departe unii de alții. Trecem prin vremuri foarte dificile. Avem nevoie mai mult ca oricând să ne apropiem de Dumnezeu. Rugăciunea și credința ne dă speranță. Musulmanii speră ca peste 70 de zile, la următoarea sărbătoare importantă, Kurban Bayram, să poată reveni la viața lor de dinainte, cu toate obiceiurile tradiționale.